Bine v-am regăsit! Pe aleile târgului Gaudeamus, când m-a văzut doamna Tutora Sandru Mehedis, mi-a spus: și dumneata ești unul dintre cei care ai deplâns adeseori înclinațiile de stânga, socialismul, marxismul, maoismul, cheghevarismul, fidelcastrismul lui Gabriel García Márquez. I-am spus da, pe cât am fost de încântat când a izbucnit realismul magic în lume cu Macondo-ul din 100 de ani de singurătate, am fost la fel de fericit cam ca în anii 70 cu Umberto Eco și numele trandafirului. Dar aflând că Márquez avea, într-un fel normal, într-o Columbie bulversată de sisteme de corupție mafiotă înfierătoare, sigur că avea acea pulsație pentru la revoluțion, la pasion, să terminăm cu capitalismul, și avea un fel de anti-americanism care era și anti-rusism în același timp, dar acest ghevarismo castrist m-a supărat la Márquez întotdeauna, chiar dacă niciodată nu i-am dat pe coronelul Buendia și lumea din Macondo la o parte pentru orientările de acest gen. Însă, doamna Tudora Sandru Mehedis mi-arată acest călătorim prin Europa de pest și cu notele de drum ale lui Márquez din RDG, Cehia, Polonia, Ungaria, Rusia, o Rusie în care vine în plin Festival Internațional al Tineretului, deci în anii 55-57, și unde Márquez știe, adică poate, adică acceptă să vadă adevărurile. Dar să știți că nu este atât de importantă. El nu are un antimarxism, nu este vehement împotriva dictaturii, totalitarismului, etc., ci știe să vadă locurile, oamenii, cu gheara comunismului deasupra și cu o indiferență sau vag nostalgie după capitalismul de dincolo de zid. Însă nu pentru Márquez este importante, sunt importante paginile de aici, cât pentru noi, pentru înțelegerea Estului, pentru că foarte, foarte rar în acești 25 de ani de libertate am reușit să ne gândim noi românii față de bulgari, față de unguri, față de sârbi, față de cehi, ne proiectăm mereu în Franța, în Italia, în America, în Anglia, dar cu frații noștri de suferință prea puțin vrem să avem de a face. Și aici o să observăm cât de deosebit este regimul militar din RDG-ul lui 55, unde poliția continua practica gestapovistă, și cât de curat și de intens așteptau nemții în așa dictatură neagră, când un ciocănit la ușă te ducea brusc în infarct, cum așteptau reunirea cu RFG-ul. O să observăm deosebire enorme între o Polonie comunistă, în care însă catolicismul, Vaticanul, biserica continuau să existe și unde oamenii se duceau, spune Márquez foarte natural, vinerea la ședința de partid și duminica la liturghie, și unde știau toți să se poarte nobil, îmbrăcați cât se poate mai curat pentru biserică, în timp ce cehii erau mult mai leneși, abulici, nu-i interesa nimic, dar parcă tot comunismul trecea peste ei ca spuma peste halbele de bere. Ce înseamnă o Budapesta la o lună, două după Revoluția din 56, și cum erau ghidonați ziariștii și reporterii străini exact ca în Pechinul de astăzi. Evident că ne pare rău că avem Rusia, avem 50-60 de pagini cu ruși, avem ce însemnau ciorapii de nylon pentru o cehoaică în anii aceia, avem sărăcia, egalitarismul tâmp și supravegherea dictatorială a aparatului represiv din comunism. Regretul nostru este că România și Bulgaria nu au făcut parte nici măcar din ochii lui Márquez atunci. Nu contează, cum spunea Noica, noi când suntem ignorați și ignoranți, o ducem mai bine, pentru că ne uităm în zare să vedem cum cad frații noștri în groapă înaintea noastră, de vreme ce noi suntem la urmă. La revedere! Thank you.